îmi arăt câteva imagini. Deci, ca și metodă de generare a fractalilor, realizez imagini fractale realiste, cum spuneam, pentru un singur set de ecuații parametrice, cu ajutorul compunerilor de funcții și totodată aplic și transformările geometrice. Aici aveți o imagine detaliată a modului în care lucrez. Se observă că atât coordonatele cât și culorile sunt generate, degradeurile sunt generate tot prin aceeași metodă de operații de compunere de funcții. Iar aici aveți o prezentare a unei lecții, cum anume predau o lecție. Spre exemplu, îmi propun să obțin un model floral. Descompun mai întâi imaginea pe care o am eu în minte în componentele sale, spre exemplu, forma petalelor, degradeurile, tipul de degrade pe care vreau să-l folosesc și așa mai departe. Apoi iarăși descompun pe lecții, pe capitole. Îi predau copilului fiecare lecție separat, iar apoi înglobesc toate într-o singură aplicație. Aceasta fiind rezultatul final matematic care generează imaginea respectivă, iar alături este traducerea în C++. Există un corespondent foarte clar, deci practic copilul nu e necesar să învețe și programare, ci doar să înțeleagă matematica. Deci traducerea este aproape mot-a-mot, ca să spun așa. Deci funcția, de exemplu, funcția radială, coordonatele parametrice ale cercului și așa mai departe. Degradeul, domeniul variabilelor. Deci, practic, am și copii de 9 ani care înțeleg așa ceva. Cum anume funcționează metoda? Creez o aplicație, apoi descompun, cum spuneam, aplicația în componentele anterioare, în formă de teorie. Deci, practic, exact ce v-am povestit mai devreme, acum era detaliat scris. Aici aveți un model de teorie ca la școală și o aplicație care utilizează teoria respectivă, o aplicație practică, care observați că folosește exact aceleași componente. Spre exemplu, ce anume reprezintă dacă mulțesc o funcție cu un număr, îi crește amplitudinea, ce se întâmplă dacă mulțesc argumentul cu un număr, se comprimă, ce se întâmplă dacă adun, ce se întâmplă dacă îi aplic modulul. Și apoi, uitați, ăsta este un exemplu pe care l-am făcut de curând cu un copil de 11 ani, care a mai lucrat cu mine când avea 9 ani și mi-a făcut treaba asta așa, în câteva secunde. Deci am zis, ok, cum obțin modelul ăsta? Păi, simplu, pornesc de la modul de sinus, îl înmulțesc pe U cu 2, micșorez amplitudinea, adun funcțiile, la modul ăsta, înțelegeți? Deci un copil de 11 ani face așa ceva ca într-o joacă. Următoarea etapă este să-și facă altfel de petale de la idee. De la idee, exact. Deci astea sunt cele trei etape. Predarea teoriei, apoi crearea unui model dat și apoi las să experimenteze și de fapt aceea e etapa 4, în care el deja vine cu o idee finală și se prinde cum ar mai ajunge la ea. Și vă dați seama că după aceea, când vine la noi la știință aplicată la Politehnică și discutăm de probleme de morfogeneză
Și începem să înțelegem forma naturală față de forma pe care noi am dat obiectelor, formele de artefacte, și de ce așa o diferență majoră între cum a gândit natura și cum gândim noi în lumea asta, care nu, nu seamănă cu realitatea în care suntem scufundați, pentru el devine natural. Eu n-apuc să-i fac toată această gândire, care e esențială, să o fac la facultate. Că nu pot să-i dau conținutul. Dacă el vine cu această bază, intrăm în normalitate cu ceea ce se întâmplă. Pentru că după aceea această formulă matematică, care e un obiect efectiv, intră în printerul 3D și apare direct obiectul. Deci automat nu mai e nevoie de matrițări ca să fac matrița, să injectez și o departe. E matematică, asta se fundă direct în produsul tău. Și un aparat de printer 3D costă 2000 de lei. 2000 de lei de-ai noștri, deci poți să-l am acasă. Și atunci, automat, bijuterii se fac tot așa. A apărut printerul efectiv și e prima printare de mașină. De autoturit, complet, de la cap la coadă, printat așa. Dacă să ajungă mașina în ecuația matematică, trebuie niște oameni să se joace cu aceste elemente. Deci este un salt. Aici ați remarcat două extreme. Unul în care tind să mă duc în natură doar să înțeleg ritmurile. Și aici ceva pare perpendicular, când este nevoie de un foarte mare abstract. Dacă sunt natură, nu e nevoie de abstractul ăsta. Amândouă, omul este și-și. Nu-i sau-sau. Și trebuie îmbinate cele două probleme, chiar dacă nu le înțelegem noi. Și îmbinarea devine fundamentală, pentru că aceste obiecte naturale sunt obiecte artificiale. Și încep să înțeleg diferența și încep să caut de ce numărul de aur se găsește în natură și de ce n-am folosit noi numărul de aur. De exemplu, în proiectarea obiectelor de tehnologie. În arta nu mai folosit, dar în tehnologie nu am prea folosit. Și atunci pot să pun niște întrebări deja, nu mai subtile, pentru că am o expertiză. Și asta sunt forme vizuale, dar ele sunt de fapt și forme auditive, sau vreau, pentru că și un sunet este tot o fluctuație de tipul respectiv analizabilă care spune, deci orice obiect devine digitizabil și înțeles cu totul altfel mult mai bine. Dar nu am fost noi obișnuiți. Asta nu înseamnă că nu e bine să ne obișnim și cu așa ceva. Din contră, vă zic că copilul o absorbe foarte repede. Aici aveți un exemplu și mai detaliat pe parte de funcții. Practic, în trei dimensiuni deja încep să studiez forma cu ajutorul funcțiilor algebrice și nu numai. Deci, practic, pe așa ceva se poate studia orice, inclusiv limite de funcții. Deci, analiză matematică, inverse de funcții, în fine. Și după ce am, deci vă spuneam că eu am împărțit în trei module toate acele informații pe care le-am acumulat, toate acele aplicații pe care le-am acumulat în timp de aproape 20 de ani. Și astfel au apărut trei module, unul care abordează tot ce se poate despre funcții, începând de la clasa 7-a până la clasa 11-a. Un alt modul este cel despre fractali, care conține atât numere complexe cât și matrici, și despre acesta este vorba în cazul de față, transformări geometrice, deci practic operații cu matrici. La clasă copiii învață despre matrici, dar nu au habar care este aplicabilitatea lor, la ce folosesc, pur și simplu sunt așa niște tabelașe cu niște numere, ce facem cu ele, pe astea regulile de adunare, de mulțime, dar nu au habar de ce sunt aceste reguli. Și acesta este un exemplu concret despre înmulțire. De exemplu, o floare care stă în picioare se poate înclina prin ajutorul înmulțirii cu o matrice de rotație. Aici aveți un alt exemplu de cum anume predau eu geometria analitică. Este un exemplu tridimensional, pentru că este mult mai fascinant pentru copii, dar prin analogie cu el se pot face și cele de geometrie plană. Aici aveți un exemplu despre vectori, ca și aplicabilitate la efectele de lumină. Același lucru, teorie ca la școală, doar că este în 3D. Eu practic o predau paralel cu cea în două dimensiuni din programa școlară.
numere complexe. Deosebirea între metoda mea și metoda clasică este că graficul unei transformări geometrice se referă la un singur punct. Eu folosesc o imagine, nu e ceva nou, asta este ceva ce s-a mai făcut. Practic, eu, cu ce vin nou este faptul că folosesc aceste transformări pe obiectele pe care le-am creat, cum vă spuneam, printr-un singur set de ecuații parametrice. Mă bag chiar și în geometrie diferențială. Aici era paralela despre care vă vorbeam, materia ca la școală și cum anume predau eu. Teoria e aceeași, atâta doar că efectul vizual este mult mai plăcut și mult mai stimulativ pentru imaginația copilului, dezvoltarea inteligenței. Acesta este un exemplu de exercițiu. Copiii deja, după ce au parcurs modulul 1, înțeleg un astfel de cod, chiar pot să și reproducă. Avem aici de față o elevă de-a mea, fata Adrianei. Deci așa ceva este deja nivelul de bază. Orice copil care parcurge cu mine știe, înțelege un astfel de cod. În pătratul acesta trebuie introdusă transformarea geometrică pe bază de numere complexe în acest caz, iar asta este rezolvarea teoretică, care este o banalitate pentru un elev de clasa 10-a slash la mine un copil de 12 ani. Și asta este doar modificarea pe care trebuie să o facă programului respectiv. Deci exact concluzia pe care o obține din rezolvarea matematică trebuie introdusă aici. Am și câteva lecții de gimnaziu, adaptate, evident, pentru primară, că dacă materia de liceu la mine este pentru cei de gimnaziu, astea deja sunt pentru copii mult mai mici. Iarăși sunt lecții pe care le-am lucrat cu copii de chiar și 7 ani. Aici aveți un exemplu de ecuație liniară și inecuație și tot așa. Deci toate sunt pe bază de ecuații, inecuații coordonate, acoperișurile sunt proiecțiile lor, de fapt, sunt funcții bidimensionale, deci eu doar le extind în 3D. Asta este un exemplu mai complicat, nu îl mai povestesc. Am și geometrie, deci practic am orice se poate face prin metoda Nicimatata. Acesta este un exemplu de evaluare pentru copiii mici, întrucât pentru ei folosesc programe cu interfață, deci nu îi bag practic în programare. Și este foarte, foarte util o astfel de interfață pentru că ei pot să și experimenteze și astfel ajungem la învățarea din greșeli, prin greșeli. Asta este un exemplu pe care l-am salvat chiar lucrând cu unul din copilași, pentru că mi-au plăcut efectiv încercările lui, ce rezultate au dat. Deci pur și simplu ajunge să le simtă ce se întâmplă dacă modifici X-ul. Deci practic aici trebuie să vizualizați de sus. Este o schemă, proiecția este în două dimensiuni. Deci avem axa dreapta X egal cu 7, care, mă rog, trebuia să fie inițial X egal cu 5 ca să completeze casa, iarăși ce se întâmplă dacă modifici domeniul, se prelungește peretele, înțelegeți? Deci, practic, decât să faci pe caiet niște linii, mai bine te joci cu așa ceva și înțelegi mult mai mult și ești mult mai distractiv. Aceasta a fost. Există disponibilitate extraordinară. Din păcate, nu este recepție mai slabă în mediul universitar sau în mediul de... chiar și din inspectorate care trebuie să filtreze asemenea problematici. Și nu înseamnă că trebuie imediat difuzate la nivelul obligativității, dar măcar să apară observația că există și
să îmbogățească, dacă vreți, spectrul de cunoaștere și de ofertă didactică. Am adus mai două persoane din grupul pe care îl avem, experimental, pentru, deocamdată, elemente colaterale, adică un fel de completare a școlii clasice, care nu putem schimba peste noapte, pentru că nu poți să schimbi peste noapte structura, atitudinea, diferențierile foarte mari de școli, sunt școli modernizate și școli care, din păcate, au rămas mult în urmă, din ei motive, nu contează motive, dar există o variabilitate nu prea mare. Pe o structură așa de variabilă nu poți să vii cu o lege care să spui toată lumea face de mâine așa. Și atunci contează foarte mult fiecare inițiativă de acest gen, într-un fel de colectivitate, într-o platformă pe care încercăm să o generăm, o platformă IT, în care fiecare, într-o formă compactă, să își poată depozita variantele, astfel încât să poată să fie preluate de cei care simt sau se simt atrași de asemenea probleme, asemenea atitudine, asemenea modalitate. Eu nu știu cum să vă spun, știința complexității este o modalitate capabilă să înțeleagă arhitectura asta naturii într-o formă în care asemenea, să zicem, elemente de start, cum ați văzut acum făcută de colega noastră, sunt aduse la un rang foarte înalt. Pe agenții inteligenți se modelează realitatea înconjurătoare într-o variantă în care, nu știu cum să vă spun, există studii la nivelul comportamental într-un oraș, la nivelul unui Chicago, cu toți oamenii de acolo. În așa fel încât s-au reușit să se înțeleagă și să facă predicție în comportamentul cel mai nestandard om din colectivitate, aproape 20%. Deci nu suntem liberi, suntem într-o rețea. Și avem cum să o înțelegem, avem cum să o măsurăm. Putem să facem că nu o vedem sau putem să ieșim din Matrix. Dacă să ieșim din Matrix, apropo de film, trebuie să facem un salt de cunoaștere. Iar asta e o poartă de cunoaștere. Nu e numai un desen frumos. În spate este o... Există, cum vedem, că fizica are acel nivel de totdeauna ne-a arătat că lucrează pe minim energetic, aici e un minim informațional. Într-o formă foarte compactă, cu o translație, rotație și o rescalare, fac cam orice obiect vreau eu. E o matematică nouă pentru problemele de ecologie, pentru problemele de mediu, pentru problemele de biologie. Este...